Este o competiție destul de serioasă și destul de grea. La acest concurs noi să prezentăm două proiecte. Primul este proiectul de inovație și a doilea este deja robotul. Competiția are mai multe direcții. Una este, de fapt, partea de robotică, unde robotul echipei, alături de alianța sa, va concura pe terenul de joc și va acumula puncte, dar mai este și o altă categorie. Este vorba de proiectul de inovare, prin care echipele au fost provocate să ofere soluții la problemele actuale cu care se confruntă omenirea. În urma unor sesiuni de documentare, noi am aflat că panourile solare, cu timp ce se încălzesc, ele își pierd din eficiență și am decis să rezolvăm cât de cât această problemă. Noi am decis ca să răcim panourile solare prin ajutorul unor rezervoare cu apă. Deci, dacă observați aici, sunt două rezervoare din oțel. Robotul nostru este constituit din a strânge bile, care sunt de două dimensiuni, a le stoca în două lucruri diferite. Bilele mai mici într-o parte, bilele mai mari în altă parte. După, la sfârșit, robotul are ca scop să se ridice la 90 cm înălțime. Băieții și fetele sunt fantastici în această echipă. Noi mizăm foarte mult un rezultat frumos la următoarele competiții și ne gândim cum am putea să-i promovăm pe viu mai mult în școlile noastre, nu doar în cadrul competițiilor, dar și ca o opțiune pentru tineri, copii, să vadă acești roboței minunați pe care ei construiesc și sofisticați și să inspire viitoarea generație de ingineri care să aleagă această profesie în Republica Moldova de dorit pentru studii sau să vină să facă o carieră în Republica Moldova după oricare studii ar urma să le facă peste hotare. Ceea ce oferă robotica este posibilitatea de a construi ceva cu mâinile tale, de a asambla, de a testa în practic cunoștințele teoretice pe care le înveți în clasa 9, 10, 11, 12. De aia sunt atât de binevenite aceste cluburi și noi le vom susține în continuare. Este absolut esențial. Pe ce o să mai vină Ministerul la începutul lunii septembrie, după modelul limbilor străine, vom oferi posibilitatea celor care obțin anumite certificări să aibă 10 la informatică. Pentru copiii dotați, interesați în programare, care din timpul lor liber mai fac un efort, o să existe acest stimul adițional pentru că o să aibă posibilitatea să fie liberați de examenul de informatică cu nota 10. Luând considerare că anul trecut deja am luat medalia de aur pentru inovații în inginerie, am dorit anul acesta să avem un target încă mai mare, deci să luăm la mai multe categorii, nu doar una. Moldova, datorită excelențelor și performanțelor care le au elevii noștri la competițiile acestea mondiale, a devenit vizibilă pe harta roboticii sau tehnologiilor în general în lume. Plus, întreaga lume poate să află că în Moldova nu se fac doar vinuri bune, nu se cultivă doar fructe și legume gustoase, dar faptul că Moldova inovează, Moldova are copii buni, are specialiști buni care pot să demonstreze că sunt la nivel cu alte țări, care ar avea și resurse mai multe pentru a investi în tehnologii și inovații.